Dar, după cum ziceam, este una dintre companiile cu cele mai mari marje din lume și eu zic că sunt destul de bine poziționați astfel încât să livreze în continuare performanțe foarte, foarte bune, iar toate astea, evident, va duce în continuare prețul acțiunii tot mai sus. Cea mai tare companie din baza noastră de date, acolo unde am făcut recent niște modificări la care lucram de ceva timp și eu zic că a ieșit ceva magnific. Avem în acest moment în jur de 300 de companii analizate în această bază de date, analize fundamentale create pe baza a 5 tool-uri marca RO INVEST, prezentate fix în acest clip. Vă recomand să-l vedeți pe acela mai întâi ca să înțelegeți analiza de azi. Iar pe lângă cea mai tare companie vom lua și compania cea mai slabă sau una dintre cele mai slabe, este una de acolo de la subsol, dintre ultimele 4-5 companii din totalul de 240, că sunt 300 cu tot cu companiile REITs, dar alea le avem separați și cu companiile ce nu oferă dividend. Ei bine, vă spuneam în acel clip că am creat acest RO score, care poate fi maxim 33,25 cumulat din scorul de risc plus scorul CEDES. Compania numărul 1 de astăzi punctează 30,25, deci foarte aproape de maxim, iar cea de la coadă doar 7,5. Dacă ești nou pe acest canal, eu sunt Claudiu, absolvent al Universității Metropolitane din Londra, unde m-am mutat în 2017 când am devenit și investitor. Am așadar deja câțiva ani buni de studiu intens al bursei, sunt pasionat de analiza fundamentală a companiilor, atât calitativă cât mai ales cantitativă. Iar tu te poți abona canalului RO Invest pentru că aici vei învăța cum să analizezi corect o companie și cum să investești eficient pe bursă în funcție de obiectivele tale cu riscuri minime și beneficii maxime. Împreună cu Marius, colegul meu, avem peste 200.000 de dolari investiți, iar tot aici pe canalul RO Invest îți vom oferi întotdeauna transparență 100%. Indiferent de perioadă sau situație, ne place să împărtășim cu tine evoluția noastră investițională. Eu sunt printre puținii youtuberi pe partea de finance din România cu 99% aprecieri, așadar ăsta sunt eu și te invit să te abonezi canalului meu. Să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi sigur că nu ratezi nimic, iar mai departe te vei convinge singur. RO Invest. Think smart and don't follow the crowd. Și compania din top este Visa, iar cea de la coadă este Kohl's Corporation, ticker KSS. Este o companie de retail din Statele Unite care comercializează o gamă largă de produse, îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, produse pentru casă și mobilier. Deci avem un retailer, Kohl's și Visa, care bănuiesc că știți cu toții cine este și cu ce se ocupă. Și vom începe cu Kohl's, compania slabă. Avem un car CEDES care arată cam așa. Din start ne putem da seama că nu avem creșteri nici în revenue, nici în profit net, nici în free cash flow. Mergem pe graficul de mai jos și vedem că marjele sunt în scădere, încasările sunt în scădere. Dacă compania genera undeva la 19-20 de miliarde acum vreo 4 ani, în ultimele 12 luni au generat doar 18 miliarde, deci nu avem creșteri în încasări. Avem PE și price to free cash flow negativ cu minus, deoarece compania a înregistrat profit net și free cash flow negative în ultimele 12 luni, astfel și payout-ul este peste 100% în condițiile în care, spre exemplu, la free cash flow media este totuși una bună, la 40% pe ultimii 5 ani. Problema este însă în segmentul datorii, unde avem un nivel al datoriilor extrem de mare, avem un net debt to EBITDA de 6,8, dacă mergem mai jos pe financiarele companiei, vedem, avem un total debt de 7 miliarde și jumătate în condițiile în care compania are o poziție cash de 150 de milioane doar și generează free cash flow într-un an normal, să zicem, undeva aproape de 1 miliard. Cu toate astea, vedem, avem o companie cu unul dintre cele mai mari programe de buyback în ultimii 5 ani și au recumpărat 6,51% din totalul acțiunilor, foarte mult, și vedem asta foarte bine și pe acest grafic, unde în 2013 aveau 220 de milioane de acțiuni pe piață, în acest moment au ajuns la 120, ceea ce înseamnă că în ultimii 10 ani aproape și-au înjumătățit numărul de acțiuni, chiar dacă, după cum vedem, compania nu a înregistrat creșteri. Avem și un dividend tăiat în anul 2020 de la 2,68 dolari anual la doar 0,70. Din punct de vedere al riscului, aceasta are doar 6 puncte, cu un Altman sub 3, un Piotrowski F-score de doar 4, un BNI S&M scor ok, nu avem moat, avem un return on invested capital foarte mic, 4% în medie în ultimii 3 ani și în ultimele 12 luni doar 1,8% return on invested capital, return on capital employed la fel 1,8%, ambele sub WACC-ul de 5,31%, weighted average cost of capital, avem un credit rating BB+, mic, și un beta de 1,67, deci avem și o volatilitate destul de mare în prețul acțiunii, așadar doar 6 puncte la risk score pentru Kohl's. Din punct de vedere al evaluării, dacă mergem pe corelații, evident avem, după cum spuneam, profit net și free cash flow negative în ultimile 12 luni, așadar ne uităm pe graficul de sales. Linia albastră este în creștere datorită buyback-ului făcut de către companie, deoarece eu folosesc revenue per share aici și vedem că în acest moment se află destul de mult sub linia albastră, ceea ce s-a întâmplat destul de rar în ultimii 10 ani, așadar din start putem spune că este o companie evaluată corect sau chiar sub valoarea intrinsecă. Din punct de vedere al prețului corect, eu l-am calculat undeva la $32, deci consider această companie a fi subevaluată cu aproximativ aproape 50%. Motivele pentru care este subevaluată tocmai vi le-am arătat, iar tot ce trebuie să mai faceți dacă aveți de gând să investiți în acțiunile acestei companii este să intrați în rapoartele lor, să vedeți cumva viziunea lor pentru următorii ani, ce au aceștia de gând, pentru că din punct de vedere fundamental, financiar, clar nu arată la fel de bine cum arată Visa, spre exemplu, unde avem o companie care pe cardul CEDES bifează toate criteriile în afară de cele ale evaluării, unde avem un PE destul de mare în acest moment de peste 30, un price to free cash flow de peste 25, un price to sales mare aproximativ 15, dar în rest avem o companie cu creșteri în venituri considerabile, 11 miliarde în 2013 și 30 de miliarde în ultimele 12 luni, marje ușor îmbunătățite, un nivel al datoriilor foarte mic, vedem spre deosebire de Kohl's care avea un net debt to EBITDA de 6,89, Visa are un net debt to EBITDA de 0,2 doar și dacă mergem mai jos vedem un total debt de 20 de miliarde, dar Visa are și o poziție cash de 16 miliarde și generează free cash flow constant undeva, să zicem, în medie la 13 miliarde. Avem un payout foarte mic al dividendului, 20%, creșterea acestuia foarte bună și ea de 2 cifre în ultimii 5 ani și ceva stock buyback 2,2%. Scorul de risc 23, unul maxim pentru Visa, sunt foarte puține companii din toate cele 300 analizate de noi care punctează scor maxim aici. Avem un Altman de 7,45, F-score 8, BNI 2,64, avem un moat pe Morningstar wide, un return on invested capital 30%, chiar 38% în ultimele 12 luni, foarte bine, credit rating AA- și un beta de 0,96. Așadar, după cum spuneam, dacă cumulăm cardul CEDES cu RO INVEST Risk Score în RO Score, vedem Visa este compania de pe locul 1 cu 30,25 de puncte. Din punct de vedere ale valorii însă, Visa se tranzacționează destul de des la un preț foarte scump. Vedem asta și pe graficele de corelație, dar și în valoarea intrinsecă calculată de mine, undeva în jur de $174. Am avut ocazia când am cumpărat și eu acțiuni Visa acum câteva luni, s-a apropiat de, dacă nu mă înșel, vedem aici, da, în ultimul an a fost la $174, deci aproape de valoarea fair. În acest moment ne aflăm la 232, deci o supraevaluare cu aproximativ 25%. Mi-aș dori să achiziționez câteva acțiuni în plus la această companie, cât mai aproape de $200, sper eu, și sub acel nivel. Așadar, Visa cu RO Score 30,25, locul 1, iar la subsol avem KSS, Kohl's Corporation, cu un risk score de 6, un CEDES de 3, deci un RO Score total de doar 7,5, fiind penultima companie din cele 233. Acum ceva adițional cât despre Visa, ar putea companiile care vin cu tehnologii noi, fintech, toate fintech-urile astea să amenințe poziția companiei în piață, desigur că se poate, ăsta fiind unul din riscurile cu care vine Visa, deși are deja încheiate diferite parteneriate, după cum știm, plus faptul că de obicei Visa înghite prin achiziții competitorii mai mici. Insider sales, persoanele din managementul acestei companii continuă să vândă acțiuni, după cum vă explicam în acest clip, pe care din nou vă recomand să-l vedeți, pentru că veți înțelege mult mai bine. Atunci când persoanele din interior vând acțiunile, acest lucru se poate datora mai multor factori, mai multor motive. Din punctul meu de vedere, contează mai mult atunci când vedem buy-uri, când vedem că persoanele din interior cumpără, pentru că aici nu poate fi decât un singur motiv și anume cei din interior cred că acțiunile companiei lor sunt unele subevaluate. Dar după cum ziceam, este una dintre companiile cu cele mai mari marje din lume și eu zic că sunt destul de bine poziționați astfel încât să livreze în continuare performanțe foarte, foarte bune, să-și păstreze aceste marje mari, iar toate astea evident va duce în continuare prețul acțiunii tot mai sus. Mai rămâne de văzut doar când se va apropia Visa din nou de o valoare aproape de cea fair. Iar la KSS este cumva total opus, compania nu arată deloc bine, este subevaluată clar la acest preț, au schimbat de curând și CEO-ul, care a și cumpărat acțiuni în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. Nu-i ajută deloc nici perioada asta din punct de vedere economic, fiind o companie consumer discretionary, cerere mică, probleme cu inventarul. Să nu uităm ce s-a întâmplat și cu VF Corporation, altă companie de genul, nu m-ar mira să taie și Kohl's dividendul din nou. V-am arătat așadar cum arată două companii la poli opuși și cum arată de altfel noua structură de analiză pe fiecare companie din baza de date. Dacă nu ați văzut clipul trecut în care am explicat aceste metode de calcul și scoruri, o să vi-l las aici. Aștept mai jos părerea ta despre Visa, despre Kohl's și ceea ce ți-am arătat eu azi. Dacă te-a ajutat și acest clip, lasă și un like, insist, că de aceea am eu 5.000 de urmăritori și alții au 50.000. Iar până data viitoare, eu am fost Claudiu și ca de obicei vă salut, la revedere!